Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Chera, facem împreună curat pentru 25 de minute și mă bucur că pot să vorbesc despre un caz extrem de grav, acela care se petrece la Spitalul Pantelimon din Capitală, cu un membru al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților, vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, Manuel Ungureanu, din partea USR. Mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi, domnule deputat. Sărmâinile. Cumplite zile, din păcate, trăim într-o țară în care s-au întâmplat atât de multe, nu s-a mai întâmplat în ultimii 34 de ani ca niște medici să fie acuzați că în loc să salveze vieți, omoară oameni. Este ceva incredibil. Vreau să vă spun că este o mișcare extrem de protest, extrem de dură a celor de la Pantelimon. Vorbesc de secția de terapie intensivă. Medicii de acolo, în frunte cu șefa de secție, au zis, domne, nu, este prea mult, s-a ajuns prea departe. Noi o să rezolvăm cazurile care sunt în terapie intensivă și după ce rezolvăm aceste cazuri, ca să fie foarte clar, nu ne mai ocupăm de altele pentru că ne vom da demisiile. Și mai întâi de la ATI, după care din spital și tot așa. Oamenii sunt speriați, pe de-o parte. Eu mă feresc să spun cum sunt formulate acuzațiile procurorilor dintr-un motiv foarte simplu. Că viața mi-a demonstrat că multe din anchetele astea ajunse în instanță au fost soluționate cu neîncepere de urmărire penală, mă rog, sau oamenii n-au fost condamnați pentru cauzele pentru care procurorii au făcut dosarele. Asta nu înseamnă că nu cred ce fac procurorii, dar pe de altă parte cred că în România umblăm foarte ușor cu acuzațiile și cu, mă rog, formulările. Nu e de aici de acolo să spui că un om a vrut să omoare pe cineva. Nu e de aici de acolo. Este ceva foarte grav. Este foarte, foarte grav. Dar, dincolo de asta, ca să ne înțelegem, sunt unul dintre românii care cred cu tărie că sistemul este putred. Putred! Și sistemul este putred de la cap. Că de acolo se împute. Și este putred și miroase foarte urât și foarte mulți oameni sunt dezamăgiți de felul în care se întâmplă lucrurile în spitalele din România. Fie că sunt medici, fie că sunt pacienți. Vreau să vă întreb dacă, mă rog, Comisia de Sănătate are vreo reacție apropo de întâmplările foarte grave de la Spitalul Pantelimon. Au fost reținuți doi medici, o asistentă, s-au făcut percheziții, medicii care sunt la lucru spun, domne, nu putem lucra în condițiile astea. Aș vrea să spun ce am făcut până acum, pentru că scandalul de la Sfântul Pantelimon a început acum 4 luni, nu ieri. Pentru cei care nu sunt atenți la ce se întâmplă în zona sistemului medical, pentru că nu au avut nevoie de spital până acum, îi avertizez că eu de ani de zile spun că sistemul este putred. Și este putred pentru că o sumă de oameni slabi din punct de vedere profesional și stricați din punctul de vedere al caracterului sunt în puncte cheie în sistemul sanitar. Și o să explic. Acum 4 luni de zile a ieșit în spațiu public informația că pe o secție ATI din România, la Spitalul Sfântul Pantelimon, în câteva zile, în 48 de ore, 72 de ore, spun unii, ar fi murit 22 de persoane. În orice sistem sanitar din lume, Ministrul Sănătății, în cazul nostru, Alessandru Rafila, ar fi trebuit să fie alertat din punct de vedere administrativ că într-un spital din România mor într-un timp atât de scurt atât de mulți oameni. Nu era nevoie de nicio sesizare pentru asta, nu era nevoie de niciun fel de reclamație din partea nimănui. Pur și simplu, un ministru al sănătății care are câteva spitale în subordine trebuie să aibă un sistem de alertă și să spună, dacă într-un sistem de terapie intensivă, indiferent din ce motiv, mor într-un timp foarte scurt foarte mulți oameni, trebuie să iei anumite măsuri. Ce s-a întâmplat însă acum 4 luni este ceva de o gravitate extremă și aici nu mai vorbim despre ce fac procurorii. Domnul Rafila a fost sesizat, atenție, a fost sesizat de o doamnă doctor pe nume Elena Voicu.
care a fost șefa secției ATI de la Spitalul Sfântul Pantelimon. A fost sesizat domnul Rafila și de o doamnă director de îngrijiri din spital că sunt probleme în acel spital foarte grave. Noi nu știm dacă aceste doamne i-au sesizat domnului Rafila lucruri legate de morți suspecte, de cazul de malpraxis, nu știm asta. Ce știm cu certitudine însă este că domnul Rafila a trimis corpul de control, a vorbit cu niște medici care erau apropiați de el, s-a făcut o comisie și din partea colegiului medicilor. Ce știm până la această oră este că domnul Rafila a trimis un control la Spitalul Sfântul Pantelimon și acel control a mușamalizat orice fel de probleme ar fi fost acolo, administrative, probleme legate de bolnavi, probleme legate de mentenanța aparatelor din secția ATI. Dumneavoastră spuneți că acel control a fost mușamalizat. Adică ce ar fi vrut să ascundă ministru? Adică ce ar fi vrut să ascundă dacă spuneți că acel control a fost mușamalizat, rezultatele lui? Păi, ministrul sănătății, în primul rând, s-a antepronunțat. Înainte să existe vreo concluzie a corpului de control, ministrul sănătății a spus că acolo avem de-a face cu un conflict între medici, conflict care are natură administrativă, că nu sunt niciun fel de probleme cu îngrijirea pacienților la Spitalul Sfântul Pantelimon. Și atenție! L-a încurajat pe managerul spitalului să-i dea afară, să le dea afară pe cele două doctorițe care au spus că sunt probleme grave cu Pantelimon. Deci domnul Rafila este direct responsabil de faptul că subordonații lui și modul în care s-a făcut ancheta în acel spital acum 4 luni nu a descoperit absolut niciun fel de nereguli. Mai mult decât atât, Rafila a dat afară acele persoane care reclamau nereguli. Asta este de o gravitate să plece. Pentru că din punct de vedere administrativ, el nu a luat niciun fel de măsuri ca, după o anchetă foarte serie, să distingă foarte clar care este vina managerului, care sunt problemele de funcționare în spital, dacă protocoalele medicale de îngrijire în ATI sunt respectate cu strictețe. Pentru că eu ca pacient și dumneavoastră ca pacientă sau orice rudă a noastră își poate pune întrebarea astăzi dacă merge la Sfântul Pantelimon, dacă este în siguranță sau nu. Nu, este o întrebare legitimă, iar eu nu trebuie să aștept rezultatele parchetului să am încredere într-un spital. Poate parchetul greșește, poate procurorii, știu eu, trag concluzii pe niște documente pe care nu le înțeleg. Eu nu vorbesc despre culpa medicilor, nu am nicio competență să pot spune dacă acei medici erau vinovați sau nu, dacă au vrut să omoare pe cineva sau nu. Eu nu despre asta vorbesc. Eu vorbesc despre misiunea pe care o are un ministru al sănătății, care ar fi trebuit să trimită oameni competenți în control, care ar fi trebuit să aibă niște concluzii clare despre ce se întâmplă în acel spital, în așa fel încât eu, dacă sunt din București sau nu, să am încredere să merg la spital și să pot să fiu sigur că sunt bine îngrijit în acel spital. Vă întreb, da, cu toată sinceritatea, dincolo de jurnalism, de meseria mea de politician, de profesor, fiecare ce este, ați avea încredere să mergeți la Spitalul Sfântul Pantelimon după ce ați auzit că spun în aceste zile procurorii și după reacțiile halucinante ale lui Rafila, care nu știe ce vorbește, astăzi spune o minciună, mâine o acoperă pe alta. Aveți încredere în spitalul acela? Informația care circulă în spațiu public are ca efect
trimiterea oamenilor într-o zonă de neliniște, cel puțin. Acum, eu vă spun, domnule Emanuel Ungureanu, domnule deputat și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, că dacă aș fi, de exemplu, într-o stare foarte gravă și singurul spital unde aș putea fi salvată la îndemână, da, ar fi Sfântul Pantelimon, evident că m-aș duce la Sfântul Pantelimon, că doar nu o să mă, cum să zic, să-mi iau viața singură, adică fac tot ce se poate face, ducându-mă, evident, cu inima strânsă. Bă, evident că mă duc cu inima strânsă, pentru că știți foarte bine, credibilitatea unei instituții se răsfrânge asupra încrederii pe care oamenii o au sau nu o au în ea. Adică despre asta este vorba. Nu poți să faci medicină și să suspectezi medicii cine trebuie că să dea încredere. Ascultați-mă, nu pot să fac medicină, nu pot să fiu să fac să pretind ajutor de la doctor dacă eu n-am încredere în doctorii respectivi, adică este logic. Dar pe de altă parte, constrânsă de situație, evident că m-aș duce acolo, că n-aș avea unde să mă duc în altă parte. Deci contează foarte mult contextul, contextul este esențial. Dar vreau să vă întreb așa, dumneavoastră spuneți că totul, dar totul, se duce către lipsa de, mă rog, asta pot să fiu de acord cu dumneavoastră, lipsa de fermitate a ministrului sănătății, care e ușor cameleonic, așa. Sentimentul meu este că eu nu-l înțeleg pe domnul Rafila în foarte multe privințe, dar poate că eu am niște probleme de înțelegere. Dar eu vreau să vă întreb, ce, Doamne iartă-mă, se poate întâmpla într-un spital? Adică ce, Dumnezeu, se poate întâmpla într-un spital astfel încât medici să reclamă medici că micșorează dozele, că mor oamenii cu zile, că, adică sunt niște chestiuni foarte grave în interiorul sistemului, în interiorul spitalului. Și poate că la Sfântul Pantelimon a bubuit informația, poate că sunt și alte spitale din țară unde se întâmplă la fel și oamenii au pus batista pe țambal că fiecare s-a gândit, hai să nu ne facem rău, să ne dea și afară sau să avem și alte probleme, să ne facem dușmani. Deci, ce se poate întâmpla într-un spital astfel încât să se ajungă în punctul acesta? Că e clar că sunt niște chestiuni care sunt de multă vreme, care deja nu mai pot fi suportate. Eu cred că va veni ziua în care doamna Elena Voicu, doamna care îmi scrie mie aproape zilnic și, da, și care îmi scrie de câteva ori pe zi, de câteva zile bune. Și acum este într-un proces cu spitalul și încearcă să-și recâștige locul de muncă de unde a fost dat afară. Răspunsul este în întrebarea dumneavoastră. Eu dacă aș lucra într-un spital, și gândiți-vă că eu sunt într-o familie de medici, da? Soția mea este medic, socrul meu este medic, deci vorbesc despre un sistem pe care îl cunosc și din relatările din familie și din mersul constant în spitale și din atribuțiile pe care le-am ca vicepreședinte în Comisia de Sănătate. Cel mai rău lucru care se întâmplă în sistemul sanitar românesc este că această instituție a avertizorului de integritate nu funcționează. Eu să vă dau un exemplu care nu este atât de grav ca cel cu suspecți de mort și ce s-a întâmplat la Sfântul Pantelimon. La Spitalul Sfântul Spiridon din Iași, un angajat al spitalului mi-a trimis o fotografie cu un șobolan care era învelit în hârtia igienică de la baie. Știți ce a făcut managerul spitalului când am făcut publice acele imagini? Primul lucru pe care l-a făcut el și Ministerul Sănătății au fost să facă o comisie de anchetă. Nu să afle de ce șobolanul era în spital învelit în hârtie igienică în baie, ci să afle cine mi-a trimis mie imagini cu șobolan. Exact același lucru s-a întâmplat la Sfântul Pantelimon. Rafila, sesizat fiind de problemele de acolo, în loc să vadă dacă acele probleme sunt reale sau nu, sunt grave sau nu, a întrebat, cine sunt ăia care reclamă? Afară cu ei! Ori tu, care vrei să îmbunătățești lucrurile într-un sistem sanitar din interior, cum poți fi încurajat sau cum poți crede că poți schimba ceva din interior dacă încercând să reclami anumite lucruri ești dat afară? Deci oamenii care au reclamat problemele de acolo, și lumea nu vorbește despre asta,
Pentru că asta este fundamentul problemelor. Sunt dați afară. Doamna Elena Voicu, medic anestezist, fostă șefă secție ATI, a fost dată afară după ce a reclamat problemele. Deci lucrurile se vor schimba și eu și dumneavoastră nu vom mai spune că sistemul este putred dacă oamenii care sunt în interior și vor să scoată afară putreziciunea sunt ascultați de cei care sunt vârful sistemului și trebuie să distingă grâul de neghină, adevărul de minciună, cu mijloace, pentru că Rafila are la dispoziție DSP, Inspecția Sanitară de Stat, ANMCS, structuri interne ale spitalului care se ocupă de chestiuni de ordin etic, are toate instrumentele instituționale și oamenii ca aceste probleme care țin de buna funcționare a spitalului și de controlul asupra calității actului medical până la procurori. Noi nu trebuia să avem anchetă a procurorilor pe chestiuni pe care le-a reclamat doamna Voicu. Sigur, dacă există niște nebuni, că am mai văzut la știri, am mai văzut în filme, care vor să omoare pacienți, știu eu, acolo trebuie să intervină parchetul. Eu sincer, vă spun foarte sincer, pentru că sunt în sistemul ăsta medical de foarte mulți ani. Mi-e foarte greu. Mi-e foarte greu să cred că vreun medic în țara asta premeditează omorârea unor pacienți. Cred mai degrabă că în anumite sisteme de terapie intensivă ca cel de la Sfântul Panteleimon, pentru că organizarea este proastă, pentru că medicii sunt somați să tacă, pentru că numărul de pacienți este foarte mare, medicii sunt presați să facă niște alegeri la limita legii, să spună, domnule, cine trăiește și cine moare, pentru că nu au resurse ca să ajute destui de pacienți. Vedeți medicii acum de la Panteleimon? Sunt în principiu de acord cu dumneavoastră. Nu, nici eu nu cred că medicii au apărut pe lumea asta ca să omoare oameni. Adică nu pot să cred asta. Pe de altă parte, domnule deputat și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate, din declarațiile pe care le-am văzut de la șefa actuală a secției de terapie intensivă, eu nu rețin faptul că medicii sunt revoltați, că nu au ce le trebuie, că trebuie să facă niște alegeri peste la limita legalității și la limita moralității. Eu nu rețin asta. Eu rețin că oamenii sunt speriați. Asta am reținut de la corpul, medicilor foarte supărați din cauza a ceea ce se întâmplă acum la Panteleimon. Că sunt foarte supărați, că sunt speriați. Zice, nu putem să facem meseria în contextul ăsta în care vin ăștia, ne ridică de acasă și ne bagă în pușcărie. Adică nu putem să facem meseria, să ne facem meseria cu aparținători care ne pun întrebări, care mai de care mai sofisticate și ne iau la rost de ce am făcut aia, Adică nu se poate lucra în condițiile astea. Nu se poate lucra cu o sabie deasupra capului, tot timpul să știi că ești urmărit de cineva, tot timpul să știi că ești suspectat de cineva că ai făcut ceva greșit. Nu se poate lucra. Uite, ne ocupăm de pacienții care sunt acum în terapie intensivă, după care la revedere. Oricum nu se mai fac internări, oricum cazurile foarte grave, oricum sunt trimise, sunt amânate, oricum directorul actual și-a dat demisia după ce a zis că, domne, n-avea cum să fac o anchetă internă decât pe baza foilor de observație și pe baza a ceea ce avem noi îndemână ca administrator. Procurorii pot asculta, procurorii pot verifica injectomatele, că deja suntem toți specialiști în medicină. Deci, n-am văzut că acest corp profesional, da, s-ar sesiza în privința asta. Doamne, dacă vrem să vorbim, lăsați-ne să vorbim. Dacă spunem că e ceva nasol, ascultați-ne, ne dați afară. Dacă vrem să ne facem meseria, nu stați pe capul nostru, că nu se poate să stăm pe capul omului, să-i spunem noi, aparținătorul medicului, ce ar trebui să facă. Păi facem atunci schimb de locuri, dacă suntem atât de deștepți. Adică fiecare cu meseria lui, fiecare. Pe de altă parte, repet, corpul profesional nu face pasul ăsta. Dom'le, avem subiectul, asta e situația, hai să schimbăm un pic macazul, să facem un pic, un pic de curat în sistem. Nu, am plecat. Vă purtați așa cu noi, plecăm. Asta este atitudinea, să știți. Da. Aici este
problema care ține, iarăși repet, și o spun cu durere, cu nicio plăcere, este tot o problemă care ține de comunicarea între medic și pacienți, comunicarea între medic și Ministerul Sănătății sau autoritățile de sănătate publică. În clipa în care un ministru al sănătății are un spital în care relațiile profesionale dintre medici sunt tensionate, se părăsc unii pe alții, dar nu se părăsc cu mi-a luat sandwich-ul din vestiar cu tare doctor, ci unii medici reclamă că sunt colegi de-ai lor care împing la moarte pe pacienți. Adică nu e orice fel de pâră, dacă vreți. Da? Este o chestiune extrem de gravă. Și atunci un ministru când spune, hopa, păi stai puțin că ăștia se ceartă acolo și mor oameni, ce trebuie să fac eu? Eu dacă eram ministru al sănătății, îmi luam timp să ascult câteva zile oamenii ăia, pentru că era o chestiune de viață și de moarte. Era o chestiune simplă. Rafila are această aroganță care se transmite în sistem. Vedeți, acum medicii de la Sfântul Pantelimon ies public și spun păsul, dar atunci când pacienții erau îngrijorați că ei se părăsc între ei unii pe alții că se omoară, nu că o omoară pacienți, că reclamațiile, haideți să ne aducem aminte. Au venit de la medici. Medicii între ei au spus, bă, vezi că sunt colegi de-ai mei care omoară pe aia. Deci reclamațiile au venit nu de la pacienți sau de la aparținători. A venit între ei medicii, s-au părât între ei că omoară oameni, da? Haideți să fim foarte clar cu asta. Oricând niște medici se părăsc între ei că unii îi omoară și alții încearcă să-i salveze, eu ce pot să fac ca pacient și ca aparținător? Trebuie să vină ministrul sănătății și să zică, băi, fraților, cine a reclamat pe cine? Tu ai reclamat pe ăsta că omoară oameni? Hai să ne așezăm la masă. Ei lângă tine doi anesteziști, iei niște medici de terapie intensivă și discuți până se face noaptea despre protocolul medical și ieși de acolo ca ministru cu toți medicii în spatele tău și spui, garantez, eu, ministru al sănătății, că medicii ăștia din spatele meu salvează vieți, nu omoară oameni. Corect. Și argumentezi și explici. Nu mă puneți pe mine, eu ca vicepreședinte al Comisiei de Sănătate am folosit toate instrumentele legale să întreb următorul lucru. Și eu am în caseta mea de deputat dovada că am făcut asta. Am cerut ministrului sănătății Alexandru Rafila să-mi dea statistica generală cu rata mortalității pe toate sistemele de terapie intensivă din țară. Ca să vedem, eu sunt la un master de sănătate publică și eu am învățat la școală, cum se spune, la școala de sănătate publică, că atunci când într-un sistem de terapie intensivă rata mortalității trece de 3,5 de 4%, este un sistem de alarmare care e firesc, adică nu trebuia să reclame un medic că alți medici omoară oameni, ci pur și simplu decesul brusc într-o perioadă scurtă de timp a unui număr mare de pacient într-un sistem ATI, trebuie să alerteze Ministerul Sănătății, care trebuie să declanșeze automat o anchetă. Și am vrut să aflu foarte simplu, măi, se mai întâmplă și în alte sisteme de ATI din țară să moară așa de mulți oameni într-un termen așa scurt? Credeți că am primit vreun răspuns? Da, mie, o secundă, vreau să vă spun, mai avem un minut din acest interviu și vă mulțumesc că ați fost de acord să vorbiți cu mine despre asta. Este, mi se pare, subiectul zilei de departe și mi se pare subiectul anului, adică apropo de sistemul medical, ce poate să fie mai rău de atât? Să-ți ia procurorii medicii de acasă, să fie acuzați medicii de lucruri foarte grave, să moară oameni în condiții suspecte, adică este și să medicii să fie practic unii împotriva celorlalți și când nu mai pot duce lupta asta unii împotriva celorlalți, să zică domne gata, nu mai plec, plecăm din sistem. Și ce face sistemul? Închide porțile, că și ce fac oamenii bolnavi? Stau la poartă. Și cum stau la poartă?
Păi unii trăiesc pentru că le dă Dumnezeu zile, alții mor, că practic cine să-i salveze. Exact. Vreau să vă întreb așa, Comisia de Sănătate a Parlamentului României, repet, poate să facă ceva în privința asta? Că faptul că îmi spuneți că nu vă răspunde Rafila, să mă ierte Dumnezeu. Nu știu, e ca și cum ați fi medic și mi-ați spune, dom'le, nu știu ce să fac în situația asta, dumitale fiind bolnav. Practic, nu prea știu dacă să plec acasă singur și să mor acasă sau cum. Nu-mi spuneți că n-aveți ce să faceți. Spuneți-mi, dați-mi un răspuns care să-mi dea o rază mică de speranță. Ați vrea să vă mint? Nu, vreau să-mi dați speranță, nu să mă mințiți. Speranța este ca Rafila să fie demis și parchetul să facă ancheta foarte repede și un alt ministru al sănătății să vină la Spitalul Sfântul Pantelimon, să vorbească cu medicii acolo, să aibă o echipă de experți care să vadă dacă protocoalele sunt respectate, pentru că anestezia este o știință. Nimeni de la televizor, eu sau dumneavoastră, exact, nu putem spune că așa trebuia făcut sau altă. Nimeni din Comisia de Sănătate nu poate să restabilească încrederea fisurată între medici acolo și între medici și pacienți. Este o situație catastrofală. Nu a mai existat în istoria de 34 de ani acestei țări, de după 90, poate ori mai fi fost un asemenea scandal înainte. Una este să ardă un spital pentru că o asistentă a fost neglijentă și a lăsat o candelă. Alta este ca niște medici să acuze alți medici că omoară oameni în terapie. Deci este ceva fără precedent în istorie. Nu poate o dezbatere parlamentară să rezolve lipsa de încredere între medici și lipsa de încredere între medici și Ministerul Sănătății. Este o chestiune care trebuie rezolvată acolo. Eu, ca membru în Comisia de Sănătate, vă pot spune un lucru cu certitudine. Voi face presiune prin toate instrumentele legale ca Ciolacu să-l demită pe Rafila, pentru că nu poate să existe în fruntea acestui minister un om atât de indiferent. Atât de indiferent, pentru că tot ce se întâmplă la Sfântul Pantelimon este consecința indiferenței. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, domnule Emanuel Ungureanu, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din Camera Deputaților. Și eu mulțumesc. Eu mai multe comentarii nu am să fac, doamnelor și domnilor. Judecați dumneavoastră întâmplarea, judecați ce sentimente aveți, cu ce sentimente mergeți la spital, dacă sunteți suspicioși sau nu sunteți suspicioși, dacă sunteți medici, strângeți rândurile, dacă sunteți medici de calitate, strângeți rândurile și învingeți cumva sistemul ăsta, pentru că nevorbitul nu are cum să fie un lucru bun. Frica nu are cum să fie un lucru bun. Urmăresc cu atenție cazul de la Pantelimon. Mie mi se pare incredibil ce se întâmplă acolo. Incredibil. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Fiind joi seară, noi ne revedem luni la emisiunea Curat la ora 23. Doamne ajută!